Salut, camarazi, uite, mă aflu la Cismigiu. Am găsit o domnișoară sau o doamnă care e din Finlanda, să vede. Zice că mama e finlandeză, nu? Da. Și tatăl e rus, că are ceva zlavi, că are ochii albaștri, arată. E studentă la noi la medicină, nu? Da. Și vorbește românește cum vorbesc eu românește. Felicitări! Ce părere aveți despre România? Cum vi se pare ca popor, ca țară, poporul român sau cei cu care interacționați? Cum vi se pare? Îmi place foarte mult România. Da? Da. Oamenii sunt mai calzi aici. Da, da, sunt mai calzi, că noi suntem... Și adică, și afară, adică vremea noi, la fel. Da, da, e mai cald decât în Suomi, în Finlanda. Da, da. Și, da. Spuneți. E mai distractiv, adică mai ai distractiv. Mai multe lucruri de făcut. Da, noi suntem aici, se numea Micul Paris, Bucureștiul se numea Micul Paris. De câți ani sunteți în România? De 5. De 5 ani? Da. Și ați învățat singură română? Sau... Da. Da? Pa, mă, felicitări! Am găsit o carte la bibliotecă la noi, în Finlanda. Și da. Adică... Am părerea asta că e mai bine să împrumut decât să cumpăr, pentru că dacă cumpăr, am înțeles. Sta acolo. Da, și, da, da, am înțeles logica. Știi? Și da, am înțeles logica. M-am pus, că, m-am spus că ok, bine, am câteva luni și da, da. S-a invat și am invatat-o. Și am înțeles. Vorbiți și rusește? Da. Как дела? Хорошо. Am întrebat-o ce face în rusă. Știe de la tati, știe rusa și vorbiți finlandeza, nu? Da, e limba mea maternă. Maternă, știi? Da. Și stați 5 ani în România sau cât stați la facultate, da? Da? Da. Și după aia o să fiți medic. Da. Ați călătorit până în România, la Brașov, încolo, da. În nord? Ați fost la Poiana, Brașov, la Brașov, da. La Sibiu? Sibiu, da. Da? Sau Hermannstadt în germană, că acolo sunt 7 orașe care se numesc în germană Siebenbürger, 7 cetăți în limba. Sincer, acolo mi s-a părut arhitectura un pic seamănă cu Helsinki. Da, pentru că din Germania, e mai anglosaxonă. Că și, bine, finlandezii nu sunt anglosaxoni pentru că se pare că sunteți o ramură a popoarelor venite din Mongolia, din Asia, finlandeze, pentru că limba finlandeză e din aceeași familie cu limba maghiară, se numește ugrofinică. Și când aveam o amantă la Paris din Finlanda, îmi spunea că a fost la Budapesta și multe cuvinte ungurești semănau cu cele finlandeze și cred că și dumneata dacă ai merge în Ungaria ați fost. Și recunoașteți cuvintele, adică se aseamănă cu ceva din finlandeză, anumite adică, cuvinte? Aspectul gramatic este da. Foarte similar da? Și cum se pronunce. Cum se pronunță, bine, dar, mai dificil. Dar de afară asta nu înțelegem. Nu înțelegeți, nu? Dar se aseamănă, anumite cuvinte se aseamănă cu cele finlandeze, nu? Sunt, dar adică nu se înțelege. Aha, nu se. Ați fost în Karelia? Că jumate au luat-o rușii, au furat-o rușii și jumate a rămas la finlandezi după războiul din 39, războiul de iarnă. Sau după al doilea război mondial. Oricum, rușii au furat partea estică a Kareliei. Dar în Laponia ați fost? În nord? În Finlanda? N-ați fost? Dar aș vrea. Că acolo trăiesc eschimoșii. Aș vrea să ajung acolo să văd cum trăiesc eschimoșii aia, că ei mănâncă lăbuțe de focă, de morsă, afumate, nu știu ce, se descurcă cu cele de natura. Și deci ziceți că sunteți de câțiva ani în România și ați învățat aproape singură limba română, pe care găsesc că vorbiți foarte bine. Învățați în română sau în engleză? În engleză. În engleză. Da. Așa. Și cât mai rămâneți pântre noi pe aici? Mai am anul ăsta și mai 2 ani. Și... Adică încă 3 ani, 2 ani jumate, doi nu? 2 ani jumate, aha, și după aia vă întoarceți în Finlanda. A zis că sunteți de unde? Din Tampere? Sau Helsinki, din capitală. Din capitală, de la Helsinki, da, care... mereu au fost adversarii noștri la fotbal. Da. Bine, asta noi nouă ne place din Finlanda de Paavo Nurmi, o legendă în Finlanda, și de Lismanen. Lismanen a fost cel mai cunoscut fotbalist finlandez și Eda, poveștile Eda există și în Finlanda, nu?
Nu, n-ați auzit. Nu, e o, cum e la noi, miorița în limba română, e un fel de colecție de legende. Eda se numește, dar s-ar putea să fie mai mult pe Suedia, Norvegia. Și mi-a spus că ați trăit și la Istanbul, că aveți un copil sau doi acolo la Istanbul, nu? Nu, nu este acolo, dar am născut acolo. Ați născut la Istanbul, deci are și cetățenia turcă sau poate să o ia, nu? Da, da. Așa. Și cum vi se pare că turcii nu vor să vă primească în NATO, pe suedezi și pe finlandezi? Sau nu vă interesează politica? Interesează, dar adică ce pot să fac? Adică, da, da, bineînțeles, dar nu puteți să faceți nimic. Da, ați mâncat românește, sarmale, mămăligă, ați gustat în bucătăria românească? Da. Probabil că e diversă decât cea finlandeză, nu? Este. Și avem, îmi place foarte mult că avem pepene aici. A, pepene, a, că da, noi că nu avem, nu? În Finlanda nu aveți pepene. Da. Dar aveți vodka, nu? Da, da. Eu nu beau. Nu, dar știu că am citit zilele astea că e o problemă. Avem multă, dar și aici se găsește, dacă vrei. Aici sunt mai mult vinuri. Se găsește, dar noi nu prea avem tărie, cum se zice. Noi nu prea avem vodka, decât alcoolicii care sunt în orice țară. Dar am citit acum câteva zile că în țara dumitale, în Finlanda, sunt mari probleme și cu drogurile și cu alcoolul. Deci, nu știu, dar ce, probabil că e ceva defect în educația, deși se zice că... Cauza că oamenii sunt singuri. A, singurătatele. Da, singurătate. Da, dar știu că îmi povestea un norvegian că, de exemplu, în Norvegia, casele sunt depărtate la 50-100 de kilometri una, da. Deci ești practic cu nevasta și copiii. Și mai dacă este frig afară. Și dacă e frig, da. Că el îmi spunea că în Norvegia sunt foarte multe cazuri de incest. Că ei trăiesc blocați acolo și iarna și vara într-o casă de-aia, în mijlocul pădurii sau pe întinderi imense unde nu sunt alți oameni. Și deci probabil că și asta, probabil că și băutura... Că probabil băutura e legată și de singurătate, bănuiesc, știți, acolo. Și la noi aici, pe stradă, găsești multă lume. Eu am fost în 86 la Malmö, în Suedia, era 21 mai, parcă, și eram singur pe stradă. Era ciudat așa, eu singur pe stradă lungă și eram singur pe stradă, nu era nimeni. Aici nu poți să fii singur pe stradă la București, adică în România nu prea... Doar vara este plin de oameni. E bine, iarna e mai rar, dar probabil că și la Helsinki vara e mai multă mișcare, oamenii ies afară, că e vară, e mai cald. Dar nu e așa de cald ca la noi, bănuiesc, nu la Helsinki, nu? Nu. Nu, e mai răcoare. Acum încă avem în Helsinki, încă ieri avem zăpadă. Adică aveți zăpadă? Da. Da, e în nordul Europei și de-aia. Așa. Deci sper că o să aveți o mică impresie favorabilă României. Mulțumesc. Oricum, doamna poartă, cum să spune, îmbrăcămintea asta tradiție. Jilbab se cheamă. Jilbab. Jilbab, e. Da. Dar asta e tradițional, probabil de când a fost în Turcia, zice că e foarte comodă ca îmbrăcăminte. Deci noi vă urăm toate cele bune, sper să ne mai vedem, vă doresc să terminați facultatea cu bine, copiii să fie sănătoși și vă doresc toate cele bune. Nu? La revedere, mersi frumos! La revedere, mulțumesc!